national anthem, l'hymne national du Danemark. Bun găsit, iubitorii handbalului, vă spune Dragoș Jocaru din studioul 7 al televiziunii române. Al patrulea meci din turneul internațional Golden League opune țării gazda în trecerii Franța, campioană europeană și mondială, Danemarca, locul 8 la ultimul campionat continental, fostă campioană europeană, mondială și olimpică. O formație însă aflată într-o schimbare de generație. Așadar, meci de 5 stele în Le Palio din Bulazac, o arenă cu 5200 de locuri, arhiplină la această partidă. Astăzi se joacă, bineînțeles, cu casa închisă acest meci. Franța vine după o victorie categorică în Franța, în fața României, 28-18, în timp ce Danemarca a pierdut rău în fața Norvegiei, 31-20. Probabil știți, Norvegia a depășit România, 31-27. A fost un meci în care însă tricolorele au și condus cu două goluri în repriza secundă, au arătat un alt handbal față de partida cu Franța, cu mai mult curaj, am înscris aproape de pe toate posturile și am avut două jucătoare în formă mare, Iulia Dumansca și Crina Pinte. Iulia Dumansca, numai puțin de 15 parade în trecutul echipei României, Crina Pinte, golgheter a formației noastre cu 8 reușite. Dar să urmărim acest meci, vă spuneam, un turneu internațional foarte tare în care sunt patru echipe importante angrenate în această întrecere, care este una de verificare pentru cele patru formații, pentru unele dintre ele înaintea barajului pentru mondiale. Este vorba de Norvegia și Danemarca, care vor juca în barajul pentru mondiale la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii iunie. Danemarca va întâlni în barajul pentru mondiale Elveția, are o sarcină mai ușoară, în timp ce Norvegia va juca cu Belarusul. Vă spuneam, Franța și România au biletele asigurate pentru mondialul din Japonia. Mondial din Japonia, care dă calificările la Jocurile Olimpice, este criteriul de calificare, calificare directă sau calificarea la turnele de baraj. Vor mai fi 6 locuri în afară de campioana mondială, campioanele continentale și țara gazdă. Vor mai fi 6 locuri pentru care se vor bate 12 echipe care vin de la mondialul din Japonia. Atmosferă superbă în Le Palio din Bulazac, o comună în Franța, care, iată, o comună care are în jur de 8.000 de locuitori, are sală însă de 5.200 de locuri. O sală inaugurată în 2008, care a costat autoritățile locale 13 milioane de euro.
o sală care găzduiește mai mult concerte, dar și evenimente sportive. Să nu uităm că în această sală joacă Blazac Basket Dordogne, o formație de basket masculin în prima ligă franceză. Horvat Martu în arbitrii acestei partide. Un meci, vă spuneam, important pentru gazde, care pentru campioanele europene, care sunt în mare măsură cu lotul cu care au câștigat titlul continental în hexagon în decembrie. Lipsesc totuși câteva jucătoare din cauza accidentărilor. Eglon Solina s-a accidentat în partida cu România, fractură nazală, și nu va putea juca astăzi. Zadi s-a accidentat la un meci în campionat și a fost înlocuită cu tânăra Melin Nocandi, care a evoluat foarte bine cu România. De asemenea, Dalleu și a accidentat la genunchi, nu joacă astăzi. În locul ei a fost adusă Roxane Franck. Deci vă spuneam, puține absențe în tabăra campioanei europene și mondiale. Dar remarca pe primul atac, are posesia cu Hansen în zonă centrală. O primă minge parată de Laura Grozer. A încercat o pasă rapidă în Zeminco către pivotul Franței, Beatrice Edwige. Beatrice Edwige, care a crescut în Guiana franceză, a semnat cu Ghior și se va duce la campioana Europei în locul Chinei Pintea, care revine în țară la CSM București. Alison Pino, coordonatoarea de joc a Franței, lasă în spate la Craber, dublă cu Cișare, Zeminco scoate mingea pe partea opusă, refac poziționalul Franțuzu aici cu la Craber într-o poziție deloc confortabilă de inter stânga. Se deplasează bine defensiva daneză și pași făcuți de Siraba Dembele, capitanul naționalei Franței, jucătoarea care evoluează la Toulon, pe coasta de azur. Aruncare pe lângă poarta lui Mette Hansen, jucătoarea lui Ghior. S-a înălțat pe pasul 2, a tras tare, dar mingea nu a prins poarta. Oprit jocul de cei doi arbitri maghiari, își dădeau coate acolo Edwige și Botholt. Atac larg al Franței, care încearcă să desfacă un pic defensiva daneză, destul de compactă în zona centrală, multe încrucișări în zona apărătoarelor centrale. Minge la pivot, recuperează însă în inter stânga, Zeminco nu reușește să o învingă pe Sandra Toft, portarul Esbjerg. Sandra Toft, care din vară se duce în Franța la Brest. Minutul 4, încă nu s-a înscris. Două formații precaute care încă își caută reperele. Un fault atac în urma unui bloc foarte tare făcut de Botholt. Pino joacă mult în zona centrală, la Craber, scoate la Zeminco, aceasta duce mingea direct către fosta jucătoare a Olchimului. 7 metri împingere pe aruncare și eliminare de 2 minute în tabăra
Danemarcei, Stine Botholm Nielsen, jucătoare la Vibor, joacă semifinala Cupei HF cu Siofoc din Ungaria. Manon Luet, specialista în aruncările de la 7 metri, golghetra partidei cu România. Bară a lui Luet, jucătoare la liderul campionatului francez Metz și campioana Franței. Metz, să nu uităm, 22 de titluri în Franța, recordul în handbalul feminin. Metz foarte aproape să câștige titlul încă o dată în Franța pentru a 23-a oară, pe primul loc în clasament, la 5 puncte față de Brest și la 11 față de Nisa. Lipsește și Leino, am uitat de Leino, odihnită Leino și vine primul gol al partidei, o execuție teribilă reușită de Haugstedt, dacă nu mă înșel, da, Haugstedt și Edwige nu iartă din zona semicercului. Foarte bună pasa prin, trecut podeaua. Excelent servită de Alison Pinot. 1-1. Dar marca în inferioritate numerică. Să nu uităm acest lucru. Minutul 6. Franța joacă 5-1. Încearcă să blocheze coordonatorul de joc. Schimbă defensiva. Un 2-4, încercând să oblige Danemarca să joace pe flancul drept. 7 metri, foarte bună insinuarea lui Lotte Grigel, jucătoarea care evoluează în Ungaria la Debrecen. Colegă de echipă cu Mădălina Zanfirescu, concurente pe post chiar. Cu corpul a scos un exterior pe Lotte Grigel, care și-a semnat în Franța, va juca la Nantes. În vinclu, Stine Jorgensen de la Odense, formație care joacă în sferturile, să nu uităm, în sferturile Ligii Campionilor. Odense cu Gior are o misiune grea. Vă spuneam, Danemarca, trei echipe în semifinalele Cupei HF, Vibor, care va întâlni pe Siofoc, Helning cu Esbjerg, cealaltă semifinală. Și Odense, iată, în sferturile Ligii Campionilor. Forțare, așa a fost la Lacrabe, s-a băgat în adversară încercând din precontact să dea pasă decisivă. Ce ușor a scăpat acolo. O mișcare înșelătoare a lui Ann Mette Hansen, handbalista Gheorului. Cartonaș galben pentru Stine Jorgensen. Zelinko duce mingea către Siraba Dembele. La Kraber. Zelinko. La Kraber deschide bine unghiul, plutește și trage la colțul lung. Capitanul Siraba Dembele, Pavlovici. 32 de ani, Sira. De 5 ori desemnată cea mai valoroasă extremă stânga din campionatul francez. Lotte Grigel, destul de lentă. Uite puține jucătoare din vechea generație rămasă în lotul Danemarcei. O formație care vă spuneam, într-o schimbare de generație. Lotte Grigel pasă diagonală în extremă, foarte rapidă.
prinse descoperite franțuzoaicele pe extrema stângă, acolo unde a fructificat Kinball, Freya Kinball de la Odense. Frumos gol. Locandi, superbă execuție. Melin Locandi, 21 de ani, una dintre cele mai tinere jucătoare din lotul Franței. Mi-amintesc că a jucat la trofeul Carpaz la Constanța. Impresionantă și atunci. Jucătoare greu de ținut. Cu calități fizice impresionante, Locandi. Pasă greșită a danezelor și vine contraatacul cu Dembele, scoțând mingea în axul central, scapă din marcaj, trage în bară Zemico, arbitrii lasă avantaj. Au considerat că franțuzoaica a avut brațul activ liber pe aruncare. Reașează atacul danezele. Indică schema cu echipierelor Lotte Grigel. 5-1 pe care îl face Franța cu zburător. Zemico, zburător. Hansen. Hansen! Perfectă pătrunderea și încă un gol al Danemarcei. La brațele lui Sandra Toft a tras acolo în Zemico. Foarte bună parada danezei. Lozer la post și ea în fața lui Jorgensen. Face schimbări antrenorul Olivier Kumbolt pe teren Astrid Nguyen de la Metz. Încearcă o altă soluție pe pivot. Impresionantă meciul cu România. Iată o combinație în încrucișare cu Pino. Zemico încearcă să ducă mingea în extreme. Zemico încearcă să fie penetrant acolo, dar închid bine culoarul. Flotează la timp danezele. Zemico, schimbare de direcție, space pe centru defensiva și perforează poarta. Le-a făcut o tită coordonatoarea de joc a Franței. Ce viteză de execuție. Ce bine a dispersat apărătoarele. Inspirată Zemico. Hansen face picior. Să vedem contraatacul Franței. Dembele controlează mingea, reușește să recepționeze. Întoarce în spate, însă mingea nu avea soluție acolo. Aproape de pași la Kramer. Iată și pe Cuiate, Aisa Cuiate, o debutantă în lotul Franței. Evoluează la Besançon. Cuiate. Frumos jucat pe pivot, verticalizare la Nguyen, care se demarcă extraordinar. Ușor căzută totuși aruncare. Foarte agresivă apărarea Franței. Contactul cu adversarele este permanent. Aspu și în forță. Tăvălită Lotte Grigel. Un cartonaș galben. La Pino, dacă nu mă înșel, da. Schimbare de poziție la linia de 9 metri. Lotte Grigel, diagonală spre extremă, dar acolo nu a avut curajul. Ține Jensen să atace poarta. Din nou Glozer, picior salvator. Să vedem tranziția ofensivă a Franței.
Zeminco pasă la pivot pe poziție viitoare și încă o dată îngua decisivă. Timing perfect între cele două jucătoare și parcă hipnotizează portarul în alta Anguan Astrid, 1,87 m, pivotul lui Metz. Franța în avantaj 6-5, minutul 15. Hansen intră prepasiv în curând, Danemarca nu atacă poarta. 7 metri la pătrunderea lui Mie Højlund de la Odense. Două minute eliminată Cuiate. Fostă Mie Højlund, cea care a obținut penalitatea, fostă campioană europeană de junioare. Stine Jorgensen trage repede cu efect. Nu s-a prins de data aceasta Laura Grosel, că adversarea sa va trage repede. Egalitate la 6, poarta Franței este goală, cu 6 handbaliste pe atac. Reprezentantele hexagonului. Apărarea daneză face un pas în față. Blandin Danset cu aruncare teribilă. În vână Blandin Danset, nu a participat la europene, deși și-a dorit foarte mult, nu a fost selecționată de Krumbolz. Are aurul mondial, însă cucerit la ultima ediție cu Franța. A venit cu multă poftă de joc. Un Jorgensen ușor nervos. Ca jucător dublu medaliat cu bronz la campionatele europene. A luat locul lui Heine Eriksen la scârma naționalei Danemarcei. Este căsătorit cu celebra Rikke Hølicke, campioana olimpică din 2004 cu Danemarca. S-a antrenat pe Copenhaga, pe Holstebro, între 2012 și 2015. Să nu uităm, astăzi, sâmbătă, Holstebro a învins la Constanța pe Dobrogea 28-22, scoțând echipa de la malul mării din drumul spre sferturi. Tot sâmbătă CSM București în Challenge Cup, în sferturi a învins 25-19 pe Banja Luka returul acestei partide săptămâna viitoare. CSM are șanse mari să treacă în semifinale. Posesie pentru Franța. Încă 43 de secunde, Franța în inferioritate numerică. Pe extremă stângă, Wet, în locul lui Dembele. Laura Flip la coordonare. Duce mingea pe dreapta. Însă Blandin Danset preferă pe retur, excelentă pătrunderea și golul vine de la Laura Flip. Fructifică bine. Foarte bună intercalarea între două apărătoare acolo din precontact, atras repede la poartă. 8-6 pentru Franța.
Bulgar înainte dreapta pentru Danemarca. Pasă din săritură riscantă. Nu merge combinația cu pivotul, greșește pasa Peter Hansen. Să vedem transportul mingii în tabăra franceză. A preferat să ducă mingea un pic mai static Pinot pentru a se duce la schimbare. În locul ei Laura Flip. Laura Flip, care de multe ori la Metz joacă extremă dreapta. A revenit însă Pinot pe teren. Nu, Candy. Și din nou flancul stâng prea ușor depășit. Cuiate a jucat bine relația 1-1. Știe că e o pâine de mâncat acolo cu Lotte Grigel, care nu se mai mișcă așa cum se mișca în tinerețe. 7 metri. Și eliminare de 2 minute pentru Guancred. Fault asupra lui Anna Christensen. Cine e Jorgensen? A stat pe linia porții Gosser. A luat flancul drept, încercând să pareze această minge, dar a tras repede Scandinava. Candy. O pasă dificilă dată de Zeminco și le scuze. Uiate prăpădește o minge pentru Franța și vine contraatacul. O minge foarte bine lobată de către Freya Kindball. Jucătoare și la Odense. Vicecampioana Danemarcei Odense, timp de odihnă cerut de Krumbold. Liderul campionatului danez este Odense în acest moment. Are 9 puncte față de Esbjerg. Le classe 3. Le classique avec Orlan. Le classique avec Orlan. Le changement de secteur. Si ça sort très haut, demandez bien la balle derrière. Hein? Ok. Et si tu dois rapporter du jeu, n'hésite pas. Hein? Et sois tranchant. Allez, on la tient un petit peu encore. Hein? Canol în inter stânga. Pinot la coordonare. Flip pe dreapta. Edwige. Blocaj spectaculos reușit de Line Haugstedt de la Vibor. Refac poziționalul franțuzului aici, le atacă sistem cu un pivot, îmi cer scuze. Edwige joacă pe dreapta acolo cu Danset. Să vedem minge furată lui Flip, dar până la urmă recuperează mingea Pinot. Omniprezentă. Taimau de arbitru pentru ștergerea suprafeței de joc. Minutul 20, un gol avantaj pentru Franța. Canor reprimește la Pinot.
Flip. Așteaptă mingea Flip. Schimbă direcția. Dă pasa din precontact. Apărare în semicerc. Elegantă. Foarte tehnică. Alison Pino. Următoarea de joc a lui Brest obține aruncare de la 7 metri. A jucat la Baia Mare, să nu uităm, la HM Baia Mare, Pino. Bate stângace la Claber. O păcălește pe Toft, o mișcă și apoi trage printre picioarele golkeeperului danez. Hoylund, Bulgard, aruncă spectaculos, o scripire a lui Bulgard, repune rapid a Franței, care nu permite Danemarcei să facă schimbările între atac și apărare. Combină cu răbdare Franța, atac larg. O linie de pasare departe de defensiva daneză. Canor, scoate pe stânga, la Flip. Wet repasează. Aruncarea lui Pino de pe picioare. La post, Sandra Toft, care respinge și închide poarta. O minge grea. Hoylund încearcă să joace mai mult pe flancul stâng, pe atac. Bulgard. Bulgard încearcă să alunce întors, minge deviată care o păcălește pe Glozer. Își face foarte bine unghiurile stângacea Bulgard de la Herning. Medalată cu bronz cu Danemarca la Mondialul din 2013, Luis Bulgard. Din vechea generație cu Torsgaard, Grafholt, Pernille Larsen, Mia Augustussen, Cecil Greve, pe vremea când Pitlich a antrenat această formație, Larke Möller, Lide Jorgensen, fosta jucătoare a CSM-ului, intercepția a fratul Zoaicilor. Foarte atent acolo Canor. A stat la pândă și a așteptat pasa danezelor, pasa în profunzime. 10-10, Franța-Danemarca, minutul 24. Iversen iese foarte bine pe brațul adversarii și hărțuiește bine atacul francez. Nocandi, pasă la pivot ratată. Toft dă repede drumul pe contraatac. Frumos contraatacul și vine finalizarea de la Freya Kindbol, jucătoarea lui Odense. Kindbol, fostă medaliată cu bronz la Mondialul de Juniori în 2014. S-a format la Midtjylland. Acolo a și debutat în prima ligă daneză. Bara lui Canor. Uriașă ratare. Să vedem în acțiune pe Jorgensen. Lasă în spate pentru extremă. Acolo prelungește Jensen. Forțare. Revedem aruncarea explozivă a lui Canor.
Edwin stă între intermediar și lateral, de acolo intră în combinație. De cele mai multe ori vine la încrucișare sus în zonă centrală, îi lasă mingea în Zeminco. Edwin joacă pe dreapta, acolo unde este Flip. Edwin joacă pe stânga la Canor. Fază de eliminare. Două minute, Jorgensen. Christina Jorgensen. Omul plus pentru Franța, timp de două minute. Dar Danemarca este în avantaj de un gol. Zeminco. La Krabbe. O pasă venită perfect de la Nocandi, dar neatentă Polinco Atanea. A schimbat linia de 9 metri, încercând să limpezească puțin atacul. Krumbolz nu i-a ieșit la prima fază. Inferioritate numerică Danemarca, fără portar în trebuturi, cu 6 handbaliste pe atac. Højlund joacă bine la Ofrendal. Multă mișcare în tabăra Danemarcei. A revenit Bulgard pe postul care convine de interdreapta. Aruncare insuficient pregătită a lui Mie Højlund. Și Glosser citește aruncarea danezei. Foarte inspirată, mână sigură. Nu iartă. Egalitate la 11. A greșit Larke Pedersen acolo. Nu și-a marcat bine adversara. Și-a pătruns dezinvolt Manon Huet de la Metz. Campioană mondială cu Franța. Campioană europeană. Cea mai valoroasă extremă stângă din campionatul francez de 4 ori consecutiv. Foarte bine creează raportul supranumeric în zona care este mingea franceză aici, hărțuind atacul advers. Pe lângă poartă, din nou Højlund. Încearcă să fie incisivă, dar parcă vinde prea repede mingea. La Krabbe a încercat o pasă voleibolată către Edwin. Aceasta a fost închisă în slatin. Foarte bine s-a descurcat defensiva daneză în prima repriză. A dat puține spații. O apărare sufocantă. Extrem de mobilă și foarte compactă în zona centrală. Edwin a fost nevoită de multe ori să se așeze în zonele laterale ale defensivei pentru a primi mingea mai ușor. La Krabbe. Zeminco. Chimbare de direcție, Zeminco. Greu de pătruns acolo. În prepasiv Franța. Zeminco. Încearcă aeriana. La Krabbe. Aruncare căzută, dar se dă 7 metri. Plutire frumoasă, plutire elegantă a lui La Krabbe, care știe să-și găsească poziția de finalizare. Pas pe poziția viitoare. Sincronizare perfectă. Faultată la Krabbe. Băgase mingea în poartă, dar aruncarea fusese căzută. Execută Manon Huet. Între buturile Danemarcei, Anna Christensen de la Skanderborg. Înscrie din nou extrema Franței. Egalitatea la 11. Nu, 12-11. Încă 28 de secunde din prima repriză.
18 secunde. Time au cerut de Bruno Jorgensen, care încearcă să încheie ultimul atac cu gol înainte de pauză. O primă reviză în care ambele formații au făcut risipă de energie. Au intrat mai greu în meci și au găsit mai greu reperele cele două formații, dar să spunem că apărarea Danemarcei a fost astăzi extrem de precisă, extrem de exactă. Atacul Franței pus deseori în dificultate în această primă repriză de către defensiva daneză. Foarte puternică, foarte aspră. A stat mult apărarea scandinavă la intercepție. Franța nu a reușit să dea, franțuzii nu au reușit să dea prea multe pase la întâlnire, așa cum au făcut în meciul cu România. Pentru că Danemarca a fost o echipă extrem de bine articulată pe faza defensivă. Ce gol frumos! Offendal! Încă două secunde, ultima aruncare. Golul nu se acordă, însă egalitate la 12 după prima repriză în întâlnirea dintre Franța și Danemarca. Danemarca, o primă repriză excelentă în care a pus multe probleme campioane europene și mondiale. Revenim în circa 13 minute pentru a urmări repriza secundă într-un meci foarte echilibrat. Când istoria a găsit leac, o graniță nedreaptă a dispărut ca o cicatrice care se vindecă. Dar când istoria ne-a copleșit, a rămas un pod, mare cât o speranță. De o parte și de alta, fratele își privește fratele, aici și acolo. De o parte și de alta a istoriei, dincolo, e tot aici. 27 martie, 101 ani de la unirea Basarabiei cu țara. De ani și poate cam prea puțin. Unii spun că am făcut prea multe greșeli pentru cât de tânără sunt. Că tânără fiind, trebuie să privesc, să învăț și să aștept. Poate chiar să mă dau într-o parte. Mi-am ales singură drumul. Și da, poate și atunci m-ați privit ca pe o curiozitate. Nu mi-a păsat de șușoteli, de neîncredere, nu mi-a păsat de nimic. Aici, printre eroii mei, mă simt în siguranță. Văd viitorul, știu cum voi fi peste încă 100 de ani. Eroii mei sunt eroii Europei. Nu trebuie să fi știut despre ei până acum. Te învăț eu, despre noi, cei noi. Va începe repriza secundă în Le Palio din Bulazac, a patra partidă de la Golden League între Franța și Danemarca, egalitate la pauză. Să spunem că nordicele au avut o defensivă mobilă și reactivă care a pus serioase probleme construcției atacului francez. Apărătoarele centrale au fost mult mai stabile. Un meci însă solicitant, un meci în care franțuzoice deseori nu au găsit drumul spre poarta apărată de Sandra Toft. Între buturile Franței, Roxane Franck, cea care a înlocuit-o în lotul Franței pe Cleopatra Dalleux, accidentată. Să spunem că nici Nyon Bla, chiar dacă este pe lista de joc, nu va juca astăzi, nu este refăcută total după accidentare și antrenorul Krumbholz nu a vrut să o forțeze. A zis că poate în meciul 3 cel cu Norvegia va încerca să o folosească pe fosta jucătoare a CSM-ului.
la Crabel. Vine în zona centrală, pasă din săritură, aruncă acolo Pino, dar Sandra Toft din nou foarte atentă, respinge mingea în lateral. Zeminco, un bloc făcut cam tare de Edwige, un fault în atac, arată cei doi arbitri. Aruncă de pe picioare Stine Jorgensen. La Craber, vine în zonă centrală. Calmează acolo în Zeminco. Beatrice Edwige coboară pe partea opusă. La Craber duce mingea în extremă, vine pe retur mingea de la Blandin Danset. Nu se dă fault aici. Pasă lungă, dar prea lungă. Încă o minge pierdută de franțuzoi. Aici o neatenție. Lipsă de comunicare și o minge irosită prea ușor de reprezentantele hexagonului. Multă precipitare, multă lipsă de concentrare. Și Danemarca ține aproape. Un meci de mare luptă, de mare angajament. Jorgensen schimbă locul cu Annemette Hansen. Urcă sus, Stine Jorgensen. Stine Jorgensen. Cam complicat atacul. Lotte Grigel încearcă să bage extrema în joc. 7 metri aici. O combinație, două jucătoare din Danemarca contra 3 din Franța. Foarte bună acțiunea inițiată de Lotte Grigel, care a împins acolo cu umărul două adversari în semicer și a creat spațiu de pătrundere la interior extremei daneze. Stine Jorgensen execută această lucrare de la 7 metri. Nici o șansă pentru tânăra Roxane Franck. 21 de ani Roxane Franck, de la Besançon, fostă campioană europeană de junioare în 2017, jucătoarea formată în Alsace la Ackenheim. Quand vous faites Thiago, maintenant, le joueur qui vient au centre, qu'il soit à 14 mètres arrêté, il est jamais dangereux. Moi, je veux que tous les arrières soient dangereux et on enchaîne le jeu. Donc quand on fait Thiago, par exemple, quand on met la balle ici, là, on met la balle ici, déjà celui-là, il faut que ce soit un petit peu dangereux, là, et l'arrière-gauche qui vient jouer là, il faut qu'il soit dangereux, parce qu'on n'a pas d'alternance dans nos solutions. D'accord? Si on a de l'alternance et qu'on est tous dangereux ensemble, ça va y aller. Allez. Se spunea că unele sunt doar pasatoare. Concentrați-vă în zona interului stângă, acolo este zona cea mai periculoasă, zona de foc și eficientă a Danemarcei. Un gol avantaj Danemarca. Dacă vor reuși franțuzii să le miște un pic în defensivă pe daneze, care ies foarte sus. Pasă greșită la pivot, din nou Toft, din nou pasă lungă cu Bolt spre extremă și acolo înscrie repede Freya Kindball. Două goluri în plus pentru Danemarca. Formația mai incisivă, mai atentă. O echipă care astăzi pune mult suflet în joc. A revenit pe teren cu Iate. În Inter dreapta. Cu Iate trage întors, dar mult pe lângă poartă.
Interii Franței trag întotdeauna dezechilibrați. Asta și datorită agresivității defensivei daneze. Nu mai reușește să disloce apărarea nordică pe pătrunde. Disciplina tactică este remarcabilă în tabăra scandinavă pe faza defensivă. Hansen nu reușește să primească mingea eficient și pe contraatac ratează incredibil acolo. Parada excepțională a Sandrei Toft. A ratat Dembele, dacă nu mă înșel. Minutul 36. Iată. Primește mingea, repasare. Ia bine culoarul exterior. Estân Zeminco. Jucătorul Siofoc se dă 7 metri și eliminare de 2 minute pentru Hansen. Anemete Hansen de la Gheor. Foarte bună infiltrarea cu rotirea corpului în aer. Wet execută penalitatea. Mingea atinsă de Toft. Importantă paradă. A ghicit acolo Sandra Toft. Impecabilă astăzi Sandra Toft. Două goluri avantaj pentru Danemarca. Puțin se gândeau că Danemarca, după ce a pierdut la 11 goluri în fața Norvegiei, va pune probleme campioane europene și mondiale Franța. Inferioritate numerică Danemarca. Greșește pasa, însă Stine Jorgensen a uitat că echipa sa este cu doar 5 jucătoare pe fază ofensivă. Omul plus pentru franțuzi aici. Să vedem dacă vor specula acest avantaj. Beatrice Edwige. Se mișcă mult acolo. Zeminco duce spre extreme și înscrie Dembele. Revenit în campionatul francez de la Rostov. A jucat 2 ani la Rostov de 2016 și 2018. Scrie Alison Pino din jumătatea proprie. Poarta Danemarcei era goală, au jucat riscant antrenorii danezi. A dat cu multă boltă și a scuturat plasa. Egalitate la 14. Lotte Grigel, foarte iute, a simulat o pasă și a aruncat foarte repede. Repunere rapidă a Franței, pasă greșită. Încă o minge câștigată de Danemarca. Jorgensen duce mingea pe dreapta, pe axul central. Jorgensen întoarce pe stânga la Lotte Grigel. Pusă jos și fază de eliminare, în mod normal. A doua eliminare pentru Cuiate. Reacție târzie a debutantei de la Besançon. A încercat să o marcheze foarte stâns pe Lotte Grigel, dar experiența lui Lotte este imensă. Două sezoane însă nereușite la Debrețin pentru Lotte Grigel, care
nu a reușit să ducă echipa așa cum sperau conducătorii clubului în cupele europene. Om în plus pentru Danemarca. Grigel lasă pentru extremă, să vedem în acțiune pe Jorgensen. A încercat combinația acolo cu pivotul. Botholz așteaptă mingea. Frumoasă pătrundere, accelerare spectaculoasă încă o dată a lui Lotte Grigel, ce elan și-a luat. Face legea pe teren în continuare Lotte Grigel. A intrat bine în meci. Un pericol permanent pentru defensiva adversă. Au speculat omul în plus foarte bine danezele. Din nou la două goluri avantaj. Zeminko, faultată. Poarta Franței este goală, 6 handbaliste pe atac. La Kraber. Oprit jocul. Justine Botholz s-a ciocnit acolo. Impact nimicitor pentru stângacea franceză. Pentru non-conformista Lacrabert. Momenti. Pasă greșită a lui Lacrabert. În mod normal, dacă ajunge la Kraber, mingea trebuia să fie dublu dribbling. Formația completă Franța. Zeminko încearcă să fie penetrantă, dar închid pătrunderile foarte bine danezele. Strâng bine de fiecare dată. Bun plasamentul defensivei, o defensivă reactivă. Din nou Sandra Toft la post. A tras la Kraber, dar un pic telefonat. Destul de multe inexactități în jocul Franței astăzi. O echipă foarte puternică, Danemarca. O defensivă foarte agresivă. Nu vom avea meci ușor duminică, după amiază, începând cu ora 16, în direct pe TVR1. Fault attack. Minutul 42. Nordici au două goluri avantaj. Nu au dat deloc spațiu de manevră pivotului danezele. S-au grupat foarte bine în jurul lui Edwige. Viitorul pivot al lui Gjør, alături de Bratzet. Nocandi, la Kraber. Îndă și dute perfect executat. Ce bine a ținut acolo, s-a bătut cu două adversare și a creat spațiu. Mână sigură la Kraber, de neoprit când vine perpendicular pe poartă. O jucătoare cu mare personalitate, știe bine cu mingea. Pasă la pivot și încă un gol care face liniște în tribune. Edwige nu a schimbat la timp omul și gol reușit de Sarah Hyversen de la Herning. Nocandi obține aruncare de la 7 metri. Și 2 minute
eliminat Stine Jorgensen. Cred că este a doua eliminare. Nu, prima. Prea descoperit acea zonă. Și tânăra Nocandi a speculat, a profitat. La Kraber, față în față cu Toft. La Kraber, trage cu podeaua. Și a ascuns bine aruncarea. Ne vedem replica Danemarcii. Aflată în inferioritate numerică, minutul 44. Atac prelungit al Danemarcii. Tote Grigă lasă pentru Hans, duce mingea pe dreapta, spre extremă, activată foarte bine și acolo înscrie Tine Jensen. Nu, îmi cer scuze, a fost Larke Pedersen. Seamănă foarte bine cele două. Nocandi, Nocandi caută eliminarea în tabăra adversarilor. Încearcă să se folosească mult de blocajul pivotului. La Kraber, fendă de pază la pivot. Și din nou Nocandi, dar Sandra Toft are din nou o reacție remarcabilă. Picior intenționat, mi s-a părut. Egalitate numerică pe teren. Hansen, sub transversală, ce torpilă! Umple poarta Franței. Cât de bine și-a încărcat aruncarea decisivă. A venit acolo cu elan și a tras colosal. Trei goluri avantaj Danemarca. Franța parcă și-a pierdut puțin suflul. Probabil că va schimba portarul, va trimite din nou pe Glosser antrenorul Krumbolt. Dar Danemarca a fost astăzi la înălțime. A făcut spectacol în multe momente. Sur la première passe, on est déjà battu, on est déjà surpris. Il faut que c'est quand même Hansen qui vient tirer à 8 mètres. Il n'y a personne qui sort sur elle. Il faut anticiper le mouvement de bascule. Et même les postes 2, ils ont qu'à être en bas. En bas les postes 2. Et quand l'arrière il vient, poste 3, on est en position de course. Allez, 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 încercat să regleze un pic ceea ce se întâmplă în zona centrală. Danemarca stă foarte mult cu pivotul între apărătorii centrale. Acolo există o indecizie a apărătorilor franceze. Cine iese atunci când coordonatorul de joc vine în fața apărătorilor centrali. Și acolo se află și pivotul și se încearcă un joc 2-2. Încă sunt ușor nehotărâte. Din nou Toft, paradă fabuloasă. În fața lui Nocandi, care o ia la țintă. Un pic crispată naționala Franței astăzi.
Nu a introdus-o pe Laura Glozer Plumbolt. Grigel. Foarte curajoasă. Grigel întâmpinată repede, atac din pase succesive, se opune perfect tânărul portar francez. Roxanne Franck. Parada acrobatică în fața lui Kinball. Posesie pentru Franța. S-au pripit danezele, puteau să conducă la 4 goluri. Edwige. Nu este Edwige, îmi cer scuze, este Olet Fopa. Pivotul de rezervă. I-a închis bine spațiile. Fopa primește liberă de data aceasta. Un atac consistent al Franței, găsită Fopa foarte repede. O fază super a Franței. Și pare să se schimbe încet încet raportul de forțe. Cam fault aici, cam fault. Au jucat în mare viteză franțuzoaicele și din nou înscrie Paulette Fopa de la Brest. Debutantă. Cel mai bun pivot la europeanul, sub 18 ani, Paulette Fopa. Nu are 18 ani împliniți. A tras cu sete, cu furie acolo. O jucătoare puternică. Hansen, luată cu fulgi cu tot acolo. Cristina Jorgensen. Riegel lasă în spate pentru Mette Hansen. Mette Hansen! Letală pentru defensiva franceză. Jucătoarea Gheorului. Tehnică impecabilă, impresionantă. Știe să creeze panică în defensivă. Să vedem dacă Franța și va regăsi traseele clare în atac. La Craber. Nu, a fost Laura Flip acolo în acea zonă. Fentă de pas la extremă. A pătruns cu dezinvoltură, dar din nou se opune Toft la o minge la semi-înălțime. Ce bine a citit aruncările franțuzoaicelor Sandra Toft. Anticipativă, reflexe uluitoare. Încearcă Danemarca să dezvolte atacul pe flancul stâng. Hansen atinge portarul francez această minge. A mângâiat-o puțin. Intervenție providențială pentru goalkeeperul Roxanne Franck. Să spunem despre Roxanne Franck că este olimpică la matematică. A primit premiul de excelență al orașului Lyon. Frumoasă acțiunea Franței. Ce combinație! A făcut șahmat defensiva adversă. Magnific gol. Cu reușita lui Nocandi.
Franța vine la un gol cu 9 minute și jumătate înainte de încheierea timpului regulamentar. Ote Grigel i-a filtrează toate mingile importante ale Danemarcei, pasă la pivot, bară, scapă cu fața curată de data aceasta Franța. A greșit acolo Hainda, de fapt nu a fructificat. Franța are șansa de a egala. Canor la construcție. Laura Fri pe dreapta. Pino pe stângă. Pasă întoarsă din săritură. Agață bine mingea acolo Polet Fopa și obține 7 metri. A luat bine prin planul, dar revedem un dă și dute perfect executat cu Melindo Candin prin plan. Se pare că s-a accentat la gleznă. O depășire elegantă. Ce putere decizională această, putere decizională această jucătoare de 21 de ani. La Crabe o învinge pe Anna Christensen. Egalitate. Mai sunt 7 minute de joc, dacă nu mă înșel. 7 minute și jumătate. Metri apărare, semicerc arată cei doi arbitri și eliminare de 2 minute pentru Fopa. Jorgensen a obținut această eliminare. Nu, Olan Canor este cea eliminată, arată cei doi arbitri. Stine Jorgensen se duce să execute. Mare gol. Incredibilă execuție. A tras năpraznic Scandinava. Revine Pino în zona centrală. Ea indică schema cu echipierelor. Flip. Zeminco urcă în zona centrală, încearcă să fie periculoasă, tot timpul cu fața spre poartă, încercând să pună presiune pe adversare. Uet faultată repede. Încearcă Zeminco să arunce prin surprindere, dar pe lângă poartă. Gol avantaj Danemarca. Forțare. La Cristina Jorgensen arată cei doi arbitri. Poarta Franței, Franța este goală, încă 2 secunde. Ultimele 5 minute. Pino și canată. Faulturi repetate. Lasă mingea în spate. Se acordă golul
Esther Zemico. Frumoasă intercalare. Perfect s-a dus acolo. O pătrundere de schipitoare. Din nou egalitate la 21. A trecut un pic cam ușor de defensiva daneză. Publicul pune presiune pe Danemarca. Mette Hansen, aruncare întoarsă. Se pare că și-a regăsit ritmul. Dacă trage pe spațiul porții, este gol. Mingea vine foarte puternic. În continuare, deranj mare în defensiva franceză pe flancul drept. Încearcă să se demarce Fopa acolo între apărătoarele centrale. Deocamdată Laura Fripp, interul dreapt este doar pasatoare și danezele simt acest lucru. Intermediarul vine și ajută foarte mult. Indecizie în tabăra Franței. Ar trebui să intre pre pasiv. Pasă la pivot, din nou se opune senzațional Laura Gloser. Reacție remarcabilă. Din nou a judecat bine. În fața lui Fopa. Debutantă națională a Franței, pivotul Fopa. Danemarca în avantaj, 2 minute și jumătate, un gol dacă va înscrie acum. Franța are o misiune grea. Lotte Grigel lasă în spate. Schimbă defensiva, un setup și gol norocos. Aceeași Lotte Grigel. Foarte bine s-a întors acolo, irezistibilă. Percutantă, dar și combinativă, inspirată, o scripire a lui Lotte Grigel. Două goluri, avantaj Danemarca, ultimele două minute. Coatanea, faultată, ușor indecis, a vrut să atace poarta și a dat seama că unghiul este destul de închis și a preferat să se întoarcă. Pasă greșită, Sandra Toft nu se grăbește. Temporizează un pic. Un minut și jumătate. Danemarca va încerca să prelungească atacul cât mai mult. Un rezultat surprinzător se anunță în această patra partidă de la Golden League. Cu siguranță România nu va avea un meci ușor cu Danemarca. Time au cerut de Bruni Jorgensen. 75 de secunde, două goluri și are mingea, posesia Danemarca. A cerut la timp Jorgensen înainte ca echipa asta să intre pe pasiv, înainte ca Aditi Maghiar să zică zice mâna. Franța nu a reușit să desfacă prea mult defensiva daneză. În timp ce apărătoarele scandinave le-au scos tot timpul din zona de confort pe aruncătoarele de la distanță ale Franței. O defensivă nordică care astăzi a avut multă răutate în joc. ...77 de secunde arată cronometrul până la finalul acestei partide. Vine golul, ăsta e golul victoriei. O neatenție a defensivei franceze și un gol înscris cu mare ușurință de Hansen. 3 goluri diferență, mai puțin de un minut.
A revenit Edviș pe teren. Minge scoasă în extremă și acolo reușește să înscrie Laura Flip într-o poziție mult mai utilă pentru ea. Două goluri diferență, 33 de secunde. Franța iese avansat. Danemarca nu se grăbește și va intra repede în prepasiv. 25 de secunde. Lotte Grigel. Întoarce multe mici la Hansen. Jucătoare care poate fi decisivă. 9 metri. Timpul trece în favoarea Danemarcei, favoritată Bertil Nielsen. Hansen încă o dată magnific, găsește încă o soluție fericită pentru Danemarca și surpriza turneului. Danemarca învinge campioana europeană și mondială după ce a pierdut la 11 goluri cu Norvegia. Învinge Franța la pas cu 25-22, o partidă pe care a controlat-o aproape 60 de minute. Franța a părut debusolată astăzi, parcă nu a avut resurse de energie, a încercat să facă multe mutări Olivier Crumboz, nu i-au ieșit toate, s-a văzut acest lucru și Franța stă în 9-10 jucătoare, celelalte mai au de lucru până a putea face concurență titularelor. Acestea fiind spuse, Dragoș Jojocaru vă mulțumește pentru atenție. Nu uitați, la ora 16, întâlnind Danemarca, cu siguranță nu va fi un adversar ușor. Fiți alături de televiziunea publică pentru că nu veți regreta.
Când istoria a găsit leac, o graniță nedreaptă a dispărut ca o cicatrice care se vindecă. Dar când istoria ne-a copleșit, a rămas un pod, mare cât o speranță. De o parte și de alta, fratele își privește fratele, aici și acolo. De o parte și de alta a istoriei, dincolo, e tot aici. 27 martie, 101 ani de la unirea Basarabiei cu țara. Locul nostru e în Liga de Aur. Naționala de 24 de karate strălucește alături de cele mai bune echipe ale lumii. Campioane europene, mondiale și olimpice într-un turneu pentru elită, Golden League. Duminică, Danemarca, România. Handbal dus la perfecțiune. În direct și în exclusivitate la TVR1 și TVR HD. Fiecare zi e o zi bună, indiferent dacă trebuie să joci o comedie sau o tragedie. Tu singur alegi dacă intri cu tot sufletul în toate aventurile vieții sau trăiești pe planetă ca un simplu turist. Căci fiecare om pe care îl întâlnești are propria lui poveste. Fiecare colț de lume merită atenție. Fiecare gând care străbate lumea e special. Dacă-ți pasă, fiecare zi o zi bună. De minute. Informații, evenimentele nopții, meteo, curs valutar și transmisii live. Alerg să vă conectez la cele mai importante evenimente din România. Telejurnal matinal, de la 7 la 10, pe TVR1. Am 100 de ani și poate cam prea puțin. Unii spun că am făcut prea multe greșeli pentru cât de tânără sunt. Că tânără fiind, trebuie să privesc, să învăț și să aștept. Poate chiar să mă dau într-o parte. Mi-am ales singură drumul. Și da, poate și atunci m-ați privit ca pe o curiozitate. Nu mi-a păsat de șușoteli, de neîncredere, nu mi-a păsat de nimic. Aici, printre eroii mei, mă simt în siguranță. Văd viitorul, știu cum voi fi peste încă 100 de ani. Eroii mei sunt eroii Europei. Nu trebuie să fi știut despre ei până acum. Te învăț eu despre noi, cei noi. Et que vous êtes chaudement et bien installé pour ce goûter-voir au château de Chilly. Alors je suis à Douvaine, c'est en Haute-Savoie, à 15 km de Genève, 10 km d'Ivoire et 45 km d'Annecy. Goûter-voir avec Jérôme et Agnès Mamé du restaurant Au Flaveur, installé dans ce château de Chilly. Ce château, Jérôme, c'est plutôt une maison forte. Oui, c'est une ancienne ferme qui appartenait au comte de Fora. Oui. Voilà, qui a été revendue par la suite et ça a été transformé en restaurant. Voilà. Mm-hmm. Et elle date, cette bâtisse, du 15e siècle. 15e siècle, oui. Oui. Et, alors, et vous, vous êtes propriétaire des lieux? Alors, le fond nous appartient, mais pas les murs, puisque cette bâtisse appartient à la mairie. Mm-hmm. Et on va fêter nos 10 ans au mois de mars cette année. Alors, vous êtes ensemble, tous les deux, depuis 25 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. On s'est connus à l'école hôtelière à Metz, en Lorraine. Oui. Et puis voilà, et puis on a fait notre petit bout de chemin ensemble.
On s'est suivi dans les différents établissements qu'on a pu faire, et puis voilà. Pour mais quel établissement, par exemple, Agnès? Mon mari, j'ai surtout suivi mon mari à... Eh bien voilà, la femme qui suit le mari. Mais c'était toujours avec un grand plaisir, donc pas de souci. Chez Pic, à Valence, au temps de Jacques Pic, chez Boyer, au Crayère, entre autres. Et puis moi, voilà, en fonction des places disponibles, soit en réception, soit dans d'autres établissements que le sien, mais en tout cas dans la même région. Mm-hmm. Et même lui m'a suivi, oui, il a même fait de la salle pour moi, donc c'est voilà. Pas vrai, Jérôme. 2 mois de salle, oui, c'était dur, c'était un peu le calvaire. 2 mois de salle, c'était pendant l'été, et puis voilà, et pour qu'on soit ensemble, j'ai dit, je veux bien essayer de faire un petit peu de salle, mais c'était très compliqué. Mm-hmm. Ouais. Et maintenant, vous êtes bien ici, en Haute-Savoie? Très, très bien, on ne changerait pour rien au monde. Vos filles sont ici. Toutes les deux sont ici. Donc, Chloé, oui. Voilà, on est... je pense qu'on a trouvé notre petit coin paradis. On va découvrir tout de suite le coup de cœur. Hein, oui. C'est Serge Coste qui va parler de votre maison et de votre cuisine, de votre façon de travailler. Le coup de cœur de ce goûter-voir. Alors j'aime ici parce que j'aime surtout l'approche qu'a le chef Jérôme Mamé par rapport aux produits. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller à l'autre bout de la France chercher tel légume chez tel producteur, tel poisson chez tel poissonnier. Je veux dire, c'est vraiment une recherche très approfondie parce qu'il veut trouver le meilleur produit, il veut qu'on ait dans l'assiette le meilleur produit. Cet amour du produit va aussi jusqu'à la façon de le préparer. Il ne dénature pas le produit, il ne va pas mélanger les goûts. On va avoir 2-3 saveurs. Voilà, il va faire en sorte que chaque saveur puisse se développer dans la bouche. Sans gêner l'autre. Et l'autre particularité, c'est que ce sont des produits entièrement frais. Entièrement frais, préparés ici, c'est-à-dire que les poissons arrivent entiers, la viande, même le gibier, par exemple, le gibier arrive en plume. Il y a très peu de restaurants maintenant qui travaillent leur gibier comme ça. C'est un vrai cuisinier qui contrôle toutes les étapes et qui, en plus, je veux dire, le fait en toute modestie, j'irais dire. Parce qu'il ne passe jamais devant son produit. Quand on a dans l'assiette, on sait que c'est lui qui a cuisiné, mais on mange d'abord ce qu'il y a dans l'assiette. On ne mange pas le nom du grand chef. Ça, c'est important. À quelques kilomètres du restaurant, sur les bords du lac Léman, le vent du nord s'est levé et la tempête fait rage. Sale temps pour les pêcheurs professionnels. Avec Jérôme, nous avons bravé la tempête pour vous présenter un grand pêcheur, Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, quand ça se déchaîne ici, ça se déchaîne. Hein. Ah oui, là ça nous fait un peu de repos. Hein. Oui, à vous. Donc pas de sortie en mer ce matin? Non, je suis juste allé relever les nasses à écrevisses qui sont près du bord, mais pour aller au ferrat, au perche, là, non, les conditions ne le permettent pas. Y a-t-il des risques de chavirage du bateau avec un lac mouvementé comme ce matin? Non, pas vraiment. Non, on a des bateaux qui sont très adaptés. Moi j'ai une petite barque traditionnelle, les maniques. C'est pas vraiment le problème. Hein. Le problème, c'est plus les conditions physiques, le froid et l'effort à fournir pour relever des filets par un vent comme celui-ci. Et les poissons sont au fond du lac quand il y a une tempête? Il y a de tout. Alors non, en fait, les poissons, ils ne sont pas très impactés par la météo qu'il fait à l'extérieur. Hein. Mm-hmm. Les ferrats qu'on pêche principalement à cette saison, elles sont relativement près de la surface, à quelques mètres sous la surface, quelles que soient les conditions météo. Raphaël, c'est une tradition familiale, la pêche, au bord de ce lac Léman? Oui. Pour moi, oui. Oui, mon grand-père était pêcheur. C'est tout le métier de ma famille du côté maternel, oui. Et les conditions dures de ce travail ne vous ont pas fait reculer? Au contraire. Non. Le côté physique, manuel de ce travail m'a attiré. Mm-hmm. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Raphaël est venu au restaurant en tant que client. Et on a sympathisé, on a beaucoup discuté sur notre vision de la cuisine, de la pêche. Et Raphaël, je lui ai demandé s'il voulait travailler avec moi. Il lui a fallu quand même un certain temps pour qu'il se décide. Ah oui, une réflexion. On est très sollicités en fait. Hein. Et puis il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, si tu veux, on peut travailler ensemble. Dites-moi un peu pourquoi vous avez accepté de travailler avec Jérôme, avec ce restaurateur, vous qui êtes si sollicité. Je ne sais pas, vraiment une vision commune sur la qualité du produit, sur l'amour de notre travail.
Voilà, et puis la proximité, hein. Voilà, Jérôme est tout près du lac, donc naturellement, il va chercher les produits du lac. Et voilà, je suis fier de travailler avec lui. Vous aimez sa cuisine ? Ah oui, oui, tout à fait. Alors là, j'ai été séduit. Hein. C'est aussi ça, je pense, hein, qui m'a incité. Et voilà, la sympathie, le courant est très vite passé, quoi. Mm-hmm. Dans la cuisine du château de Chilly pour une recette, Jérôme. Oui, alors à base de ferrat. Alors quel sort allons-nous réserver à cette ferrat? Alors on va faire une ferrat avec un bouillon de carottes au curcuma frais et des petits navets glacés. Ils sont bizarres tes navets, toi? Oui, je les ai un petit peu arrangés. On a les mini poireaux, la ciboulette, les œufs de ferrat que nous a préparé le pêcheur, et puis après on a quelques carottes, des oignons doux des Cévennes qui sont pas forts, et puis voilà. Bon, première étape, peut-être faut lever les filets. Voilà, alors on a une ferrat qui est pas écaillée, belle, mais pas écaillée. Donc il faut écailler le poisson, première chose, et après on lèvera les filets. Et ça, tu sais tellement bien faire que je vais te laisser faire. Enfin voilà. Donc on répète que dans ta cuisine, la marchandise arrive fraîche. Tous les poissons. Tout est transformé ici. Voilà, il n'y a pas de produits finis qui rentrent dans notre cuisine. Interdit. On fait tout, on fait notre pain midi et soir. Tous les poissons rentrent entiers. On ne travaille qu'avec des poissons de petits bateaux si on prend des poissons de mer, parce qu'on ne veut pas travailler avec du chalut, c'est-à-dire des gens qui vont à la pêche à la journée, qui reviennent comme notre pêcheur. Et voilà, on travaille qu'avec des jolis produits. Alors, il faut dire que tu travailles énormément. Hein. Un petit peu. Petit peu. 15 à 17 heures par jour. Oui, hein, mais avec une super équipe, tout le monde est passionné. Donc voilà, on ne faut pas passer les heures. Ah, qu'est-ce qu'on en fait après ? Après, alors, il faut enlever les arêtes, parce que personne n'aime manger le poisson avec les arêtes. Donc, tu nous expliques que c'est un métier passion. Et qu'est-ce qui te plaît ? Ce qui me plaît, c'est qu'on part d'un produit brut pour le transformer. Et puis, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est la transmission, c'est l'échange avec les personnes avec qui on travaille. C'est vraiment un métier où on partage beaucoup de choses avec un vigneron, avec un pêcheur. Voilà, il a passé du temps sur l'axe, il faisait froid. Il faut respecter son travail. Voilà, il faut respecter son travail. Et puis, nous, on est là, on partage avec eux et avec l'équipe. J'ai des gens qui viennent de tout horizon et chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Chacun me dit, moi, avec ses origines, sa culture. Enfin, voilà. Et chacun est là et participe à créer la recette. Vous êtes combien en cuisine ? On est 6 au complet en cuisine. Voilà. Alors on a mis un petit peu de beurre. Pas beaucoup de beurre, hein, tu mets. Pas beaucoup de matière grasse, c'est très bien, mais c'est très bien. Maintenant on fait. Il en faut un petit peu parce que je crois pas que la cuisine son beurre soit. Si, mais c'est juste un petit peu. Et on va faire suer ces carottes, ces oignons, ce qui va permettre de faire ressortir toutes les saveurs des carottes et des oignons. Là, j'ai de l'eau qui est salée. Oui. Et puis, on va cuire les mini poireaux. Voilà, on les met dedans et on les cuit quelques minutes. Mm-hmm. Il n'y a pas besoin, ils sont vraiment très, très tendres. Petit, est-ce que tu peux me passer du curcuma, s'il te plaît ? D'accord. Et on va le râper avec une petite microplane qui va nous... Ça va apporter quoi, le curcuma, là ? Ah, ça apporte une douceur et... Ça a un parfum vraiment particulier. En plus, il est frais. Quand il est sec, il n'a pas du tout ce parfum-là. Et là, on rajoute un petit peu de bouillon de volaille et on va laisser cuire. Comment fait-on des navets en tire-bouchon ? On a ce petit appareil. Je prends un tire-bouchon chez moi, alors, c'est ça ? On peut. Je ne suis pas sûr que ça marche. On tourne. Et voilà, pour les cuire, un petit peu de bouillon. Et on laisse cuire, les navets, ils sont tendres, on va ils vont cuire quelques minutes. Alors, on assaisonne la ferrat des deux côtés avec un petit peu de sel. Tu l'as fait cuire à l'huile d'olive ? Toujours. Mmh. En règle générale, tous les poissons, je les cuis à l'huile d'olive. Je trouve que c'est mou. Ça apporte un petit peu moins de ce côté gras et ça saisit bien. Alors voilà, on met la ferrat à cuire dans une poêle qui n'est pas très très chaude au départ. On fait attention de lui donner une jolie forme. On va le laisser cuire comme ça à l'unilatéral. Et qui t'a donné, qui t'a transmis ce goût du produit, même carrément l'amour du produit ?
Alors, j'ai travaillé avec des chefs, je pense avec des grands chefs qui m'ont appris, avec Philippe Jourdain, qui est un chef qui est meilleur ouvrier de France, qui a beaucoup compté dans mon parcours. Et puis, j'ai travaillé aussi avec un chef qui s'appelle Philippe Chevrier, qui est à Genève, au domaine de Châteauvieux. Mmh. Et qui était un chef qui nous apprenait que le produit, c'était ce qu'il fallait avant tout, quoi. Mmh. C'est des maisons où c'était très dur. Mmh. Mais on a tellement appris, puis avec le recul, c'était... Tu les remercies? Ah bah oui, sans eux, je ne serais jamais là, quoi. C'est pas possible, quoi. Quand j'ai eu ma première étoile... Ils sont venus Je les appelle tout de suite, quoi. Je leur dis, chef, j'ai eu ma première étoile, c'est des super moments. Et puis, c'est un partage avec eux. Alors là... Comment vois-tu qu'elle est cuite, là? Elle est encore légèrement rosée. La chaleur est montée tout doucement. Mais là, c'est doré, là, c'est blanc. Voilà, d'accord. Et là, c'est blanc. Et là, on arrive à la cuisson. Le temps de finir de dresser, elle va finir de cuire. On peut même, si on veut, on pose et on enlève. Mmh. Et voilà. Et on a un super produit. Magnifique. Alors voilà. Là, c'est la sauce qu'on a passée. Mmh. Voilà. On prend un petit peu de beurre, mais un peu léger. Une petite noisette. Et ce qu'il faut éviter, c'est de leur donner une cuisson. On va vraiment essayer. Alors, on met un petit peu de... Mais j'adore ça. On met ça. Après, on met... C'est de l'huile d'olive à base de citron, qui est parfumée au citron. Et on en met une toute petite goutte. Hop. Et après, on va émulsionner au moment de servir la sauce. La ferra est cuite. Hop. Je la prends. Je la dépose au centre de l'assiette. On a nos petits légumes. Un joli navet en spirale. Et deux mini pois. Ensuite, on a les œufs de la ferra. On met des petites herbes pour le côté un petit peu, je dirais, visuel. Un tout petit peu de ciboulette. Hop, et voilà. Dégustation. Allez, on y va. Un petit peu de ferra. Puis alors la cuisson, top. Curcuma. C'est bon le curcuma. Ah, ça va bien la ferra curcuma. Un vin, qu'est-ce que tu nous proposes là? Jacques Maillet. Ah ben Jacques, oui, Chautagne. Oui. Chautagne, vigneron bio. Ouais, super. Ah ouais, super, très belle idée. Et là, je vais essayer de me battre avec ce navet Scooby-Doo. Je vais rejoindre ta femme, Agnès, qui, elle, m'attend à Frétrive. Oui. Chez Michel Grisard. Voilà, exactement. Qui fait du bio aussi. Et qui fait du bio et qui est un super personnage aussi. Et qui est un personnage. Alors Michel, on s'est connus grâce à un ami d'enfance. Mmh. Et donc ça fait maintenant 8 ans que j'ai l'honneur d'avoir ces vins à ma carte. C'est des vins qui sont complexes. C'est presque comment j'ai fait pour ne pas connaître ces vins avant. Mmh. Forcément, on ne peut pas tout connaître. Et on est accueillis par le toutou de la maison. Et voilà. Le maître. Par Absinthe, je crois qu'elle s'appelle Absinthe. Absinthe, d'accord. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Agnès. Bonjour Absinthe, alors? Absinthe, oui. Alors Michel, dites-nous tout. On est où? Parce que c'est galère quand même pour arriver jusqu'ici. Non, c'est un petit village, c'est Frétrive. C'est un petit village au pied du massif des Bauges, au pied de la chaîne de l'Arcluse, donc qui fait partie du canton de Saint-Pierre d'Albigny. Dans la Combe de Savoie, et je suis vigneron de... Depuis combien de temps? Beaucoup de générations. Non, j'ai commencé en 70 avec mon père. Et alors là, vous avez une admiratrice. Hein. Elle adore votre vin. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous plaît dans le vin de Michel? Ah, c'est toujours un grand moment, c'est une grande émotion. C'est un vin qui est à la fois épicé, comme se doit le cépage de la Mondeuse, mais tout en finesse, en complexité. C'est un vin qui est généreux, qui est... C'est une poésie, son vin. C'est d'une grande, grande finesse. Alors, d'où vient cette finesse, Michel? Alors, cette finesse, elle